Perchezițiile s-au desfășurat în capitală, județul nostru și alte 25 din țară. Potrivit unui comunicat DIICOT, procurorii fac cercetări față de persoanele cu atribuții de conducere și angajați ai unei societăți de asigurări, precum și față de răspunzători ai unei societăți comerciale suspectați că au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor aferente unor drepturi salariale. Modul de operare ar fi unul inedit, acordarea disimulată a unei părți din drepturile salariale lunare, inițial prin încheierea de către angajator a unei polițe formale de asigurare de viață colectivă cu operatorul de asigurare, achitarea contravalorii polițelor de asigurare de către angajator, iar apoi răscumpărarea clauzei suplimentare și plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurator direct în conturile angajaților, beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare care primeau aceste plăți ca fiind parte din veniturile salariale. Prejudiciul este estimat la 6 milioane de euro. 44 de persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureș.